Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Time Out, o emisiune care astăzi l-are invitat pe capitanul petrolului, Valentin Țicu. Bună, Vali, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună seara și bine v-am regăsit. Și să-i mulțumesc pentru această prezență. Chit că este extrem de ocupat în aceste zile, se pregătește asidu meciul cu Dinamo, meciul care va avea loc la finalul săptămânii, care deocamdată iarăși nu se știe dacă se va juca cu spectator sau fără. Se știe că se joacă pe Arcul de Triumf, dar, din păcate, repet, lucruri esențiale în urma măcelului care a avut loc acolo după partida cu UTA nu se cunosc. Am înțeles că există șansa ca undeva la jumătatea săptămânii să se știe. Nu este treaba noastră. A trebuit să tragem și noi un mic semnal de alarmă. L-am tras, dar ca de obicei îl tragem degeaba, dar de data aceasta, avându-l invitat pe Vali în platoul Time Out-ului, să începem să-i adresăm întrebările cu care ne-am pregătit. Vali, după revenirea din exilul acela lung pe care l-ai avut provocat de accidentarea sibianului Dragoș Iancu, ai părut destul de afectat de ceea ce privește evoluția în teren. Greșesc afirmând acest lucru? Depinde prin ce vă... Prin ce, a ce vă referiți? Nu știu, am avut așa impresia că practic nu mai erai tu ăla dinainte de accidentare. În contextul în care atunci jucai cu o dezinvoltură, acum și noi nu mai impresia mea, să știi. Pare că, știi cum se zice în termenii șoferistici, că aveai un pic frâna de mână. Da, nu știu, poate după imediat după acea perioadă, primele meciuri, într-adevăr, a fost puțin mai greu mental. Ce era, o frică? A, mental. Era așa o teamă cumva de contacte, dar nu pentru mine. Mă gândeam că se poate, aveam în capul meu că poate se va mai repeta sau ceva de genul, un eveniment de genul, dar nu, a trecut clar. După a venit și vacanța de iarnă, după într-adevăr, n-am trăit cea mai bună formă fotbalistică a mea din toată viața, au mai fost greșeli făcute de mine, greșeli decisive, nu mi-asum, am vorbit cu colegii, cu antrenorii la așa, dar ca joc cred eu că ușor, ușor am crescut, dacă sau eu fac o analiză și am fost totdeauna sincer. Ca joc, exceptând greșelile, eu zic că am crescut. Ai mai crescut? Am mai crescut. Adică ai mai crescut funcție după ce ai revenit? Da. Că în momentul până să faci accidentarea respectivă, erai și erai pe o traiectorie nu, care... Nu, cred că nu eram chiar atât de bine. Cred eu că Dumnezeu m-a și făcut puțin atent așa atunci în acea perioadă. La fel nu eram în acea perioadă bună a mea. Am avut o perioadă bună, zic eu, la începutul campionatului, după am regresat ușor. Bine, dacă sunt puțin așa, să analizăm și odată cu echipa, pentru că știm ce pot joc și e clar că evoluția mea contează prin și în totalul echipei. Asta în contextul în care postul la care spui tu că la acoperi, care este un post... Un post la care suferă și echipa națională în momentul de față, să da, o spunem și pe asta adevărată. Spui tu că acel post și faptul că Petrolul nu are o dublură adevărată la postul respectiv, tu zici că și din acest punct de vedere echipa a regresat? Nu are treabă cu dublura, zic eu. Deci nu mai a pus cineva acolo. Da, sunt jucători capabili în echipă care m-au înlocuit 8 etape. Pii, care semnează fundaș stânga? Da, sau care sunt aduși la post? Nu semnează nimeni fundaș stânga, fundaș dreapta, atacant. Fiecare semnează cu Petrolul și fiecare trebuie să pune slujba echipă. Joacă unde e pus. Și eu, de exemplu, dacă voi fi pus în altă poziție, cu siguranță mă voi adapta. Ai acces la toate aplicațiile unde comentează suporterii ploieșteni? Nu. Tu practic nu te uiți. Nu. Facebook, WhatsApp. WhatsApp, da, dar nu are nu are decât de contactele tale. Exact. M-am grăbit eu. Pe Instagram, Facebook, pe asta nu. Facebook și Messenger am renunțat ușor, ușor la ele de-a lungul timpului. De-a lungul de ce? Dar din cauza... A, deci ceea ce am zis eu. Să nu te încarci. Exact. Și am rămas cu Instagramul și acolo pe Instagram la fel poți... selecta. Da, selecta ce vrei tu să vezi. Și e bine așa? Foarte bine. Pentru că ești mai liniștit, sau nu? Da, nu, pur și simplu îmi pun la suflet acest sfat l-am dat și părinților mei, pentru că e inevitabil să cumva să mai uitau și ei, să mai uitau, mai citeau și presa și ne-am spus că mai bine nu. Știi că te-am întrebat, deoarece eu având acces la toate și practic urmărind care este desfășurătorul de după meciuri, am observat o... Nu știu, vreau să spun că e, ca să fiu mai dulce, așa... O reacție negativă în urma prestațiilor tale și mai mult decât atât, niște cuvinte care nu și-au locul printre suporterii echipei. Da, nu pot eu controla
întreaga suflare pentru listă. Corect. Ce, sau să le impunem ce să spună. Fiecare e liber la, din păcate e liber la propria lui opinie public sau ce o expune public și cred eu că ca nație avem de suferit în acest capitol, pentru că nu se întâmplă numai la petrol, sunt convins. Și nu numai la fotbal. Exact. Toată lumea le știe pe toate și... Da, noi punem precedinți, și la peste tot. Exact. Și, în fin. Și tu, în momentul ăsta, adică când sesizai aceste inadvertențe, aceste chestii care îți erau spuse, bănuiesc, altfel dacă nu citești, credeai sau crezi în continuare că are cineva ceva personal cu tine? Nu cred. Poate și din felul meu de a fi, pentru că nu sunt cel mai drăgăstos așa om sau cel... Sunt puțin mai rece, puțin mai direct. Și de ce? Ești așa? Așa sunt eu, pur și simplu. Și n-ai... Așa îmi place să fiu mai direct. Prefer să vă spun în față ceva sincer decât să o iau puțin, să ocolez situația și să... Da, ai timp! Ai cum să o faci așa? Da, s-a mai întâmplat. În adunările de suporteri, tot ce sunt după meciuri, în general când mergem acolo aproape de ei, s-a mai întâmplat să le spun părerea mea direct. Mm-hmm. Adică, sinceră și... Bine, eu mă bucur și de faptul că ai ales situația să ajungi și la această emisiune. Și în momentul când ajungi la această emisiune, chiar ai posibilitatea să spui dacă ai ceva de spus. Da, nu. Chiar nu-mi doresc absolut nimic să le transmit oamenilor care mă comentează pe mine. Eu doar îmi doresc de la ei să fie alături de echipă. Uh-huh. Nu de Valentin Țicu, ci de întreaga echipă. Te întreb pentru că știi foarte bine, după meciul cu Politehnica Iași, atunci când Petrol a învins dramatic în la ultima fază, ca să spun așa, ai avut un dialog cu o parte a... cu câțiva suporteri, hai să nu zic chiar unul, poate că au fost doi. Și te-ai inflamat și tu, s-au inflamat și ei, s-au inflamat și ei. Paul, vorbesc de Paul Pop. Pop, da. Atunci cum a fost în clipa aia? Răbufnit? Nu, exclus. Vedeți, tot nu toată lumea știe exact ce s-a întâmplat. Pii, știu că chiar mi-am dorit să... Au avut anumite scandări care în timpul meu și le-am auzit și nu, sincer să fiu, nu mi-au picat bine. Era undeva la 1:90 și strigau jucase fotbal. Noi având corner și eram toată repriza a doua fusesem clar peste adversar și n-au avut nicio șansă. Într-adevăr, nu m-au așteptat să strige. Am ajuns acolo, eram puțin supărat, chiar după victorie eram puțin supărat, așa dezamăgit de situație, pentru că la 1-1 era jucat fotbal, la 2-1 nu este și mai bun. În fine, am trecut peste, am încercat să stau liniștit, să nu fac nimic, adică eram normal, eram chiar bucuros pentru mine, pentru echipă și ne așteptam să mergem la vestiar, să sărbătorim cumva împreună acolo. Când unul dintre suporteri a avut un... Unu? Nu, a avut un speech. Un om? A avut un speech față de noi, liderul de galerie, ne-a spus că, într-adevăr, n-a fost foarte bine, n-a fost un joc foarte bun, avea dreptate, nu l-a contrazis nimeni. Corect. Nu era un meci senzațional, nu eram printr-o perioadă extraordinară, într-adevăr, sunt importante cele trei puncte, dar trebuie să facem ceva și ca joc, să nu mai avem emoții. Clar, l-am înțeles și noi, pentru că avea și el dreptatea lui. Corect. Și în momentul ăla nu m-a știut cine, dacă Marina a zis, hai gata, că în fine, am câștigat, hai să ne bucurăm totuși, trecem puțin, suntem la cală, trecem puțin peste momentul ăsta. Da. S-a dus acolo la Boricăl, s-a dus și papul, a discutat și el ceva cu el și eu am încercat să aplanez situația, intenția mea a fost să aplanez situația, să mă duc să iau de acolo, bă, gata, s-a terminat meciul, haide să mergem la vestiar, voi merge să petreceți, noi mergem tu să tu având și o calitate oficială în echipă. Exact, și în momentul ăla când m-am dus acolo lângă liderul de galerie și Marin și cu pap, a venit altcineva și efectiv m-a înjurat așa. Te-a înjurat? Ochi în ochi. Pe mine asta m-a deranjat cel mai tare, că știm cu toții, ne asumăm. Să-l cunoști? Din păcate, da. Suntem fotbaliști. Deci are ceva cu tine? Nu cred că are ceva cu mine, doar că a fost într-o stare de meci. Păi stai, frate, ce stare de meci? Mi-a zis că de ce vine eu mereu să vorbesc așa cu ei, eu chiar m-am să aplanez. Într-adevăr, au fost momente în care și eu eram poate nervos și cum am adus să nu mai țipam, mai urlam. Na, e normal, cred eu, în toată adrenalina alergi 90 de minute, sunt momente care îți convine, momente care nu îți convine în timpul unui meci și adrenalina aia te împinge să fii și mai vocal. Dar în momentul ăla chiar am vrut să aplanez situația, să vorbesc și el a venit pur și simplu să mă... Așa. Clar, după ce m-am jurat așa ochi în ochi. E o diferență, una este în jurul din tribună, sigur, asta că am explicat da. Și lor, a doua zi am avut o ședință cu toții din nou. Și le-am explicat, una este, ne-am asumat cu toții, antrenori, jucători, președinți, conducători. Una este în jurul din tribune să spună, băi, țicule, ce ai făcut tu și să te înjure. Și una este în jurul când se uite în ochii tăi sau simți că am înțeles. A fost greutată. Pe mine asta m-a deranjat. Tu crezi că a făcut-o în urma jocului mai slab prestat de
1. Echipă, 2. Țicu sau 3. Pentru că erai capitanul echipei. Nu știu de ce am făcut. Dar sunt convins că pare. Am înțeles. Nu de puține ori, și acum dau din casa mea, din ceea ce citesc eu. Este blamată conducerea că te ține în continuare capitan al echipei. Pentru că jocul lui Țicu, spun ei pântre alea, nu mai este cel care să-l recomande ca și capitan al echipei. Și că mai bine ar fi Gheorghe Vasile Ion. Nu poți să controlezi nimic. Dacă conducerea, și de-aia ți-am pus întrebarea. Dacă conducerea, staff-ul consideră că eu merit să fiu capitan, cred că au și anumite criterii. Și au, cum să zic eu, au motivele lor să mă lasă pe mine capitan, zic eu. Ești genul de capitan care vorbește cu colegii mai mult? Da. Sau genul de capitan care dă cu pumnul în masă? Nu, avem discuții, sunt momente și în vestiar în care ne certăm, țipăm unul la alții, poate ne aprindem mai tare. Că sunt de mai multe din vestiar, nu sunt doar eu, nu sunt eu și restul. Sunt mai mulți. Adică ar trebui să mai fie unul dacă ar fi capitan. Unul, doi. De exemplu, eu, Valentin Țicu, ce aș putea spune eu sau să țip, de exemplu, la Gicu? Păi Gicu, când juca fotbal la Petrolul și era printre cei mai buni jucători, eu eram copil de mic. Ce aș putea să spune lui Gicu, de exemplu? Pe lângă faptul ăsta că a jucat aici și că a fost poate un exemplu pentru mine, ne uităm puțin la CV. Păi, meciul la echipa națională, ce aș putea să-i spune Valentin Țicu să ce? Să-i spun, bă, azi nu poți dai două pase? Bine, am dat un exemplu așa. Da, am înțeles. Nu, dar e clar că avem momentele noastre când ne încurajăm, momentele noastre când ne încercăm, pentru că cred eu că și un moment de ceartă într-un vestiar e benefic. În afara faptului că s-ar putea să nu fie benefic, tu spui că este la un moment dat chiar benefic. La un moment dat e benefic. Eu așa cred. Pentru că ce? Pentru că își umplă fiecare... Așa să discuți. Poate și mai aprins la o pauză, mai după un meci, mai... Da. Ai 23 de ani, ești în continuare foarte tânăr. Crezi că se cere prea mult de la tine sau pur și simplu consider că răutatea este pusă pe primul plan? Îmi place, dacă se cere mult de la mine, mie îmi place, pentru că mă pune așa, să zic, în gardă și mă pune să mă obligă să mă autodepășesc. Vezi că eu vorbesc acum de tribune, de peluze. Da, asta nu știu. Ce aș putea să înceară mie peluza? V-am spus, cred că dacă echipa are un aport bun și câștigăm și suntem acolo unde ne dorim cu toții în obiective, nu cred că mai e important Țicu, că nu știu ce a făcut. Corect, și asta e adevărat. Petrolul a scăpat prilejul de a fi una din primele șase, adică să acceseze play-off-ul, cu toate că cu toții și voi și noi și toată lumea și-ar fi dorit mult acest lucru. Spune-mi, te rog, care crezi că a fost meciul care a hotărât această delimitare dintre play-off și play-out? A fost la un moment dat probabil și un meci. Nu știu dacă pot spune un meci, dar cred că a fost cel puțin o perioadă din punctul meu de vedere care a fost foarte, foarte importantă și eu numesc perioada dinainte de pauza de iarnă. Așa? Eu cred că perioada aia a fost foarte, foarte importantă, pentru că dacă terminai anul bine, mai că acumulai puncte, mi-aduc aminte de meciul de la Craiova, ai pierdut. Nu mai știu exact care a fost meciul, dar știu că pe final nu am avut rezultate. Cred că au fost două victorii înfrângeri consecutive și vreo două egaluri. Și eu cred că dacă acumulai mai multe puncte atunci, veneai cu altă, erai mai aproape, mai... Și bineînțeles și meciurile decisive de la UTA încoace. Și de la Craiova, cu Craiova. A, de la UTA, de la Arad. De la UTA încoace, da. UTA inclusiv. Eu m-aș fi așteptat să spui că de la meciul cu Oltenii Rotaru s-a întâmplat. Cred că de la meciul cu Craiova mai erau 3 meciuri și aveam nevoie de vreo 9 puncte. Adică, practic, să le fi luat pe toate. Pe toate. Și vezi că jucai și cu Steaua. Și cu Sepsi. Și cu Sepsi. Eu cred că, nu, v-am spus. Cred că dacă aveam aceeași constanță ce am avut-o în prima parte a sezonului, cred că puteam prinde primele 6. Păi da, dar numai că asta, Vali, și trebuie neapărat să-ți spun lucrul ăsta, vezi că tocmai tu ai spus acum că aveai nevoie de 9 puncte. A avea 9 puncte înseamnă că trebuia să ataci. Trebuia să învingi echipa aia la altă. Da. Petrol n-a prea fost învățată să atace, să... Petrol a fost învățată să nu ia gol, în primul rând. Și dacă a reușit să ciupească punctul, s-a declarat mulțumită. Foarte multe meciuri egale. Că știu că n-ați pregătit meciurile la egal. Egaluri, 8, eu n-am fost mulțumit de egal.
Eu personal, Valentin Țicu. Păi dacă tu n-ai fost mulțumit, tu îți dai seama că și toți ploieștenii n-au. Da, într-adevăr, e un lucru, e ca un pahar cu jumătate plin, jumătate gol. Depinde cum privești. E clar că nu pierzi, e clar că sunt momente în care și un egal te ajută foarte mult, dar ca să ajungi în primele șase, cred eu că ai nevoie de o constanță pozitivă. Păi și ce vă spune atunci Florin Pârvu? Ce niciodată, vă zicea? Niciodată nu puteam spune că... Că nu că pot nu... să cred eu vreodată că vă zicea jucăm la egal. Nu, exact. Clar că pregăteați meciul, exact. Dar nu arătați lucrul ăsta. Am avut carențele noastre, au fost problemele noastre. Nu știu, pe faza de atac îmi trebuie mai multă imaginație, să spun așa, mai multă dezvoltură și cred eu că în perioada aia, acum, încrederea în sine, așa, în fiecare și încrederea ca echipă, am avut de suferit. V-ați despărțit de un Florin și v-ați procopsit cu un alt Florin. Da. Vorbind de Pârvu versus Stângă. Spune-mi, te rog, a adus așa o gură de oxigen victoria asta cu Militeii lui Craiova? Da, e clar că a adus o gură foarte mare de oxigen, cred eu, pentru că una e să fii la două puncte de loc de baraj. Și una e să fii la cinci. La cinci. Într-adevăr, nu e absolut nimic terminat. Că, ferească Dumnezeu, acum în rezultat negativ la Dinamo, ești chiar din nou la două puncte de, de loc de baraj. Deci e clar că ne-a ajutat și ne-a dat, să zic așa, un drum pe care trebuie să-l mergem. Când ai zis, Doamne ferește, te-ai gândit și la faptul că poți să te duci la București să câștigi? Bineînțeles, de asta merg. Eu mi-am dorit, dacă ne-am aminte, și sezonul trecut, play-out-ul trecut ar trebui să fie un exemplu pentru noi. Și în primele patru meciuri, dacă nu mă știu, a fost patru victorii. Da, atunci a mers excepțional, ca să spun așa. Un debut de play-out excepțional. Petru stătea și pe altă poziție, parcă era altfel. Da. Mirosea altfel, acum mi se pare că e imposibil. Acum, vorba ta, azi ești pe... Și aici, da, păi mâine ești pe 13. Foarte frumos pentru cei care nu au făcut cei parte. Cei care privesc, da, sigur. Nu au făcut parte din el. Dar, pentru voi... Din interior a fost foarte... Și e în continuare solicitant. E trepidant, e exact, solicitant. Mental, fizic. Nu știu, după meciul ăsta cu Oltenii, am urmărit, am avut privilegiu să ajung și eu în apropierea voastră, să spun așa, și am văzut extraordinar de multă efervescență. O altă efervescență decât cea în care Petrolul câștiga. Bine, Petrolul nu prea a câștigat. Petrolul, noi ne bucuram și de punctele alea care le... Dar când câștiga, parcă era ori 2 sau chiar și ori 3. De data asta, parcă am văzut-o ori 4. L-am văzut și pe Marian Copilu intrând în vestiar. Am văzut la un moment dat că s-a fotografiat cu voi. Am văzut că ați dat drumul și la muzică. De dansat, nu știu, că era ușa închisă. Dar spune-mi dacă v-a și povestit ceva. Nu, am stabilit de la bun început, încă de la meciul cu, cred că cu Craiova. Da, așa. N-am jucat cu Craiova, am intrat în vestiar după meci, am vorbit, băieții erau foarte nervoși, erau supărați, ne căutam scuze, ne căutam și am spus că gata, obiectivul nostru e altul, trebuie să ne luăm la altă radare. Și din momentul ăla și conducerea a venit aproape, mai aproape de noi și într-adevăr și eu ne-au spus treaba asta, că obiectivul este să ne luăm la altă radare. Și că trebuie să fim cu toții foarte uniți, să ne apropiem și mai mult, să ne acceptăm minusurile, să îmbunătățim plusurile și să fim un întreg în comandă, să spun așa, până la finalul campionatului. Vorbesc despre o stare de spirit nouă după victoria asta cu Mititei? Trebuie că altceva nu ne-a rămas. Știm foarte bine condițiile și starea asta de spirit și... starea de după meci, de la victorie, pe mine mă încarcă cel mai mult pozitiv. N-are cum să nu te încarci. Exact. Când te așteaptă lumea, când faci poze, când... Înainte de meci, în cercul nostru, vă dau și puțin din casă, am vorbit cu băieții și le-am spus că nu vreau să le spun nimic, doar că săptămâna viitoare vreau să-i văd venind la stadion cu zâmbetul pe buze. Și așa vii când câștigi, așa vii. Asta e discurs antrenor. Nu vreau să-mi fac momentan antrenor. Am înțeles. Va trebui peste 10 ani să te gândești la așa ceva. Sper să nu. Sper să nu? Dar ce-i vrea să fii? Nimic. Ce să fii când te lași de fotbal? Valentin Țicu. Ce să lucrezi? Nimic. Vrei să stai? Pe cât? Atât de mulți bani să faci până atunci? Nu. Momentan nu mi-am găsit vocația. Dacă se va evi ceva să îmi placă și să mă atragă foarte mult, mi-am spus că o să mă fac antrenor doar dacă o să mă iubesc foarte tare pe fotbal românesc și să demonstrez ceva. Tu te gândești, tu ai acum un gând și către fotbalul din străinătate? Ai un gând, așa? Totdeauna a fost. Fiecare se gândește mai bine. Și spre ce campionat?
Sunt foarte multe campionate de legătură, să spun așa. Dacă stăm să ne gândim un fotbalist din România care ar putea evolua în Spania, Italia, în primele ligi vorbesc, Spania, Italia, Anglia, Germania, eu cred că e foarte greu. Trebuie să recunoaștem. Ce ți-ai ales, mai frate? Nu, asta zic, e foarte greu ca un jucător român din Liga I să plece în țările astea și să joace. Eu cred că e nevoie de un pas intermediar, mă refer la un Olanda, Belgia, Polonia. Cam așa, da. Adică să faci step by step, știi? Adică e foarte greu. Au fost atâtea exemple care ne-a demonstrat tuturor că e foarte greu. Știi ce se întâmplă? E un post ofertant ăsta la fundaș stânga. Stăteam și urmăream acum meciurile echipei naționale și am văzut accidentarea asta pe care a avut-o Bancu, care el se traducea a fi titularul de post, ca să zic așa. Și s-a văzut o animozitate acolo. Nu prea are pe cine să-l ducă. Petre Marin vine cu plombe, vine cu... Adică nu e cu titulare. Îți pare rău că nu ești tu acolo? Bineînțeles că îmi pare rău, dar sunt și sincer că nu meritam. Nu meritai? Nu. Ai ceva de făcut ca să meriți în foarte scurtă vreme? Da. Mi-e greu să te întreb acum dacă estimez ca Germania să fie aproape și de tine, de campionatul european. Nu, acum, sincer să fiu, având în vedere că nu am făcut în parte nici din lotul ăsta, e clar că sunt puțin departe. Nu cred că sunt a doua. Prima e clar că vorbim de Bancu, a doua clar nu, a treia opțiune n-am fost. Deci sunt undeva acolo, dar nu cred că sunt. Dar nu mi-a rămas decât să lupt, să muncesc, în primul rând pentru mine, să cresc. Dacă se va evi să fie nevoie de serviciile mele cu poate mai bine, vă dați seama că ar fi un privilegiu și o mândrie uriașă. Dar dacă nu, eu sunt tot același. Tragi de tine, păi și așa, până la urmă ești tânăr. Bineînțeles, am adică tot timpul înainte, cu siguranță. Vreau să rog colegii din platou să pregătească calupul publicitar despre petrolul, despre anul centenar și să revenim apoi la discuție cu capitanul petrolului Valițico. Revenim în platou alături de Valițicu, rămăsesem la întrebările legate de frumusețea aia de atmosferă de după meciul victorios cu CSU Craiova 1948, când v-am spus și dumneavoastră, a confirmat și Vali, inclusiv Marian Copilu a fost prezent, de fapt el era dinainte de a veni voi de pe iarbă, era prin pleajma vestiarului, de-abia vă aștepta să vă strângeți ca să poată să intre. Spune-te, rog, în urma interacțiunii pe care ați avut-o, ai spus că nu v-a zis nimic atunci, în momentul ăla, sau nu ai spus, dar ai lăsat să înțeleagă lucrul ăsta. Stau să mă gândesc că poate s-a modificat puțin și balanța portofelului. Nu, a fost o primă de mici ca de fiecare dată și avem stabilite când și cum ne vom lua banii. E clar că petrolul nu trece prin cea mai bună perioadă și mă refer de vreo 3 ani încoace financiară. Sunt făcute foarte mari sacrificii din partea tuturor. Așteptăm și noi jucătorii, că na, fiecare are familie, sunt foarte mulți jucători cu copii, poate și trețin familie, cel puțin jucătorii străini sau și români, fiecare face banii cum își dorește și... Îi judecă cum vrea el. Exact. E clar că e nevoie să se monetizeze acest aspect, dar țin să mulțumesc echipei pe această cale, că sunt niște caractere, din punctul meu de vedere, senzaționale, adică stăm așa puțin să ne gândim, au fost probleme tot timpul cu banii și nu cred că a fost o foaie făcută pentru el. Dar sunteți în perioada aia de vreme în care se poate întâmpla ceva cu clubul, dacă nu și achita, dacă ați ajuns la 3, 4... Nu știu că trebuie să fii la 0 pe...
pe anul trecut ca să iei licență. Asta știu în momentul. Asta din punctul ăsta de vedere. Dar din punctul de vedere al salariilor voastre, nu știu. S-a ajuns la 3 salarii? Nu. La tine, în portofel, ai 3 salarii? Restanță? N-ai? Nu. 4? Mai puțin. Mai puțin? Păi atunci ce vă mai plângeți, mă? Stați liniștiți, mă. Da. Stimați spectatori, nu știu dacă ați fost atent la fața lui Vali, a zis da. Oricine și-aș dori să aibă banii la zi, nu? Păi cum să nu ai banii la zi? De ce te duci acolo? Bine, când uităm așa puțin și la România, câte echipe au banii la zi? Echipele serioase alea care sunt în primele 6. Da, trebuie să recunoaștem că Petrolul în momentul de față, cu toții ne-am asumat treaba asta, că trece printr-o tranziție, zic eu, și că fiecare, toată lumea speră că în cât mai scurt timp se va ajunge unde ne dorim. Tu înțelegi speța asta din punctul de vedere al capitanului Petrolului sau o înțelegi din punctul de vedere al omului care trebuie să înțeleagă că orice ar fi, banii tot îi veți primi? Al omului, că până la urmă când mi-am prelungit contractul cu Petrolul, mi-am asumat și lucruri de genul. Până când ai contractul? În 2026. De la vară încă 2 ani. 2026. Da. Pleci când joacă pe echipa în cupele europene, a? Ar fi bine, ar fi senzațional de frumos, dar să vedem cum licența, că anul ăsta nu cred că pentru Europa. Anul ăsta? Da, nu știu. Anul ăsta uită. Pentru la anul, ca să zic așa. Nu știi că noi o dăm de la anul la anul, dar știi cum era înainte. E clar că trebuie să se schimbe ceva, că nu e ok. Nu ducem într-o... Nu neapărat, lucrurile s-au îmbunătățit. Dacă stăm puțin să facem un pas în spate anul trecut în perioada asta și dacă nu venea domnul Marian Copilu, nu știu cât... Nu, cât eram în Liga 4 acum, exact. Să știe deci foarte clar, bine ce nu știm. Față știm de anul toți. Trecut, avem un plus. Da. Ușor, ușor, pas cu pas, trebuie să îmbunătățim și lucrul ăsta. Se face pasul cu pas? Sunt convins. Sunt convins că altfel nu ajungem să ne înțelegem. Eu am trebuit să se face, nu se vrea. Se vrea sau se face? Dacă nu se voia, eu zic eu că nu era nimeni nebun. Păi, Vali, de unde vin banii ăștia? Că vreau și eu să mă duc în Zanzibar. Nu știu de unde vin banii, dar important e că vin banii. Domnul Marian Copilu și-a investit propriile resurse în petrol. Așa știi tu. E ceva, altceva? Nu știu, eu te întreb de ce știi tu, că noi nu știm nimic. Avem până acum un finanțator, să-l numesc așa, nu știu, nu prea îi place să fie numit așa, din câte știu. Atunci cum să zic, împrumutător? Nu știu, nu mă pricep la lucruri de genul, la acte și la ce se întâmplă. E clar că el, dar fără el, în momentul de față, eu nu mai jucam la Petrol. Băi, fii atent aici, hai că vreau să te întreb. După meciul ăsta... Și înaintea pauzei, după meciul câștigător în fața Militeilor, urma în 2 săptămâni meciul cu Dinamo. Da. A venit și v-a zis, bă, aveți-o primă, dacă îi bateți pe Dinamo. Nu, asta se întâmplă, e un regulament foarte bine făcut. Regulamentul eu îl știu. Bun. Cunosc regulamentul. Adică nu s-a bate nimeni de la regulamentul ăla nici măcar un centimetru în sus? La meciul Craiova s-a bătut. S-a bătut. Bun. S-a bătut. Bravo. Urmând să luați când se termină anul, nu? Sau sezonul. Sunt momente și sunt... Auzi, mă, probabil că de-aia era și bucuria aia, măi, Vali. Întotdeauna e o motivație suplimentară, vă dați seama. E bine că tragi un semnal. Este, dar știu și ei treaba asta, că și ei au fost, cel puțin, de exemplu, de Claudiu, președinte clubului. Că a fost și el fotbalist. Știe și el ce înseamnă, înseamnă bucuria asta. Exact. Te aștepți ca undeva pe vineri așa să zică cu Dinamo la fel ca și cu Craiova? Poate să-mi zică și după meci, după victorie. Adică nu contează când intri în teren, nu joci cu mai mare apăsare așa. Îți dă un impuls așa, îți dă un impuls, că e normal. Până la urmă, cum am spus, fiecare are familie, fiecare își dorește lucruri de la viață, oricare ar fi ele, e clar că îți dă un impuls. Ce promisiune aveți pentru acest final de sezon vis-a-vis de acoperirea întregii sume restante de plată la plată de club? În mod normal, promisiunea din contract, nu? Adică ar trebui să ne primim salariu până la final sezonului, trebuie să primim bani. Aveți de primit, cred că, de mai multe locuri. Voi aveți și un target pentru anul ăsta, nu?
Da, sunt cum, dacă știți, a spus că știți regulamentul, fiecare loc este plătit. Da, acesta este valabil pentru Federația, pentru Liga Profesionistă de Fotbal. Adică ei judecă locurile în urma cărora tu te așezi în clasament. Da. Că ești pe 7, într-un fel. Că ești pe 10, e una, e vreo 400 de mii de euro. Diferență. A venit și v-a spus că între 7 și 10 voi va clasa pe 10 și ați pierdut aia 400, că dacă era să fi fost pe 7, vi-i luați și erau ai voștri? Da, sunt sume stipulate în contract pentru anumite locuri. 7, 8, mai ții o sumă. Voi ce aveți? 7, 9, nu? Anul ăsta. Da. Am greu de atins. Nu mai știu exact cum sunt... Păi tot ați declamat în companie, da, după conferință. Eu îmi doresc 7, 8. Eu, pentru mine este obiectivul 7, 8 acum. 7-8 în contextul în care asta există și premisa să jucați în cupe europene, care nu veți putea. Exact. Eu sper să poate se rezolve și asta. Știu că e greu, dar sperăm să se rezolve. Eu sper, îmi doresc. Da. Spune-mi, te rog, crezi că ar trebui ca Petrolul să teamă de retrogradare? Da. În continuare trebuie să stăm cu garda pusă și să ne... Neapărat să... Că nu e o teamă. E un gând, dar trebuie să... Să fim înțeleși că nu s-a terminat nimic. Trebuie să muncim în continuare, să ținem steagul sus și să acumulăm cât mai multe puncte. Să vă spun, stimații telespectatori, că l-am invitat pe Vali înaintea meciului pierdut cu Craiova lui Rotaru. Atunci nu a putut să vină, ulterior nu a putut să vină, de asemenea, a avut și niște probleme, a venit astăzi. Atunci, întrebarea care i-am adresat-o acum era cu conotație de play-off. Adică, ce va face Petrolul în play-off? Acum, incredibil, după 4 săptămâni, ajungem la întrebarea, vă e frică de retrogradare? Și Vali răspunde clar și corect, că da, ne e frică de retrogradare și nu neapărat frica aia, ci faptul că ești acolo. Da. Pe 5 puncte se aliniază planetele. Exact. Și că trebuie să urmărești în afară de jocul tău și jocul celorlalte. Nu, sunt de la mâna noastră. Păi la mâna voastră, firește, dacă să fii la mâna ta, trebuie să-ți câștigi măcar toate punctele de acasă. Măcar atât. Și acasă ai meciuri? Ok, toate meciurile sunt grele. Fie că joci acasă, fie că joci în deplasare. Ok, ai meciuri, mă gândesc acum la Cluj. E clar că și joacă foarte bine. Te duci la ei? Da. La Cluj? Da. Joacă, asta vreau să spun, că joacă foarte bine acasă și se montează bine. Susținuți bine. Exact. Doar că... Na, cine rămâne? Na, orice meci e greu. Petrol nu prea pierde la Cluj, sincer. Da. Pe terenul lui Baia Galul, Baia Împișcat, în sfârșit. Da. Eu zic de meciurile astea cu echipe extrem de incomode. Și acum stau să mă gândesc la echipa lui Florin, lui Pârvu, care eu din totdeauna am spus că aia nu este o echipă care să gândească vreodată la retrogradare, dar uite că firul, apa, anii, zilele, orele au dus-o acolo. Dar o echipă care am văzut meciul de la UTA, unul din cele mai frumoase meciuri pe care le-am văzut în Superliga anul ăsta și crede-mă că le-am văzut pe toate, nu am văzut niciodată un joc mai deschis și mai avântat ca cel pe care l-a oferit Florin Pârvu. Cu voluntari. Păi a fost și primul. Da, domnule. Deci am văzut o altă față a lui Mr. X. Da, nu știu. Bă, băiatul a dat 3 goluri, 3 bare, 3 ori. A scos portarașul ăla tot, aproape tot, și a pierdut. Și n-a fost Petrolul, ok că a pierdut, dar când a fost la Petrolul și am bătut Craiova 4-3? Superb. Farul 3-2? Un meci frumos, da. Da, ok, frumos. Atunci nu mai era Mr. X. Nu era Mr. X, da. Petrolul vezi că face astfel de rezultate și aici vreau, aduceam discuția urma să o duc, nu știu dacă era următoarea întrebare, dar oricum era, asupra calității fotbalului din Superliga. Petrolul a făcut cele mai bune jocuri din Superliga, nu cele mai bune rezultate, ci cele mai bune jocuri cu echipele din clasate acum în play-off. Corect. Cu FCSB ai făcut egal aici, ai pierdut acolo. Hai să o dăm la o parte, pe asta care are cel mai bun lot în România, în opinia mea. Cu Rapidul te duci și bați acolo, faci egal aici. Cu CFR Cluj, pierzi cum pierzi acolo, pierzi cum pierzi aici. Ambele făcute zob de arbitraj.
acolo mai mult decât oricât. Adică știi foarte bine, nu trebuie să-ți mai spun. Cu Craiova îi bați acolo, pierzi aici, după două jocuri, șapoba. Mai departe, locul 5. Farul. Îi bați aici, te bate acolo. Diferența de un punct. 3-2 aici, 3-1 acolo. Iar două meciuri, două partide cu răsturnări de situație, cu minge de acolo. Cu Sepsi te duci, nu pierzi acolo și nu pierzi, da, a fost egal acolo. Da. Pierzi aici în ultima, la ultima fază, unde a răbufnit măreața atitudinea oamenilor din Ploiești, că a fost blat. Să-mi fie cu iertare, dacă faci blat pentru minutul 95, înseamnă că da, sunteți Dumnezei. Chiar știi să faceți blatul. Nu. N-are să mai comentez. Exact. E de necomentat. Asta da, fără discuție. Nici nu se pune problemă. Și de aia spun, care este adevărata Petrolul? Asta care se duce și face egal la Botșani, face egal la Iași, face, adică cu echipe nou promovate, echipe slabe, dovedite a fi fost slabe, câștigă cu Voluntariu, face egal cu Voluntariu. Deci, care este fața Petrolului? Aia cu fotbalul de calitate, rapid, pe contra, aplaudat de toată lumea, cu echipele bune, clasate în play-off, sau cea cu echipele din partea a doua, regăsite acum în play-off? Ambele părți sunt Petrolul, să spun așa, dar cu toate că na, eu îmi doresc să fie prima parte cu... Băi, Vali, dar atunci cum jucați, mă? Care-i jocul? Dar atunci mi se pare că intrați în teren la... Că nu avem nimic de pierdut. Dar jucăm? Din punctul meu de vedere, nu avem nimic de pierdut oricând. Dacă ne lăsam în play-off anul acesta, era un mare bonus. Pentru fiecare. Așa. Că vorbim de jucători, că vorbim de echipă, că vorbim de conducere, că vorbim de toată lumea. Fiecare avea un bonus uriaș de imagine, cred eu, dacă intram în play-off. Știi că fetele mele, de când erau atâta, aveau o chestie cu... Dar de ce, tati? De ce? De ce? Păi te întrebi și eu, băde, dar de ce n-a jucat așa? V-am spus, au fost momente și momente. Cred eu că... Na, nu vreau prea mult să vorbesc, dar nu... Dar vorbește mă că da, te aude nimeni. Cred eu că meciul de la Rapid trebuia să fie un eșalon pentru noi și un exemplu de urmat tot campionatul. Pentru mine meciul de la Dinjulești a fost, ca echipă vorbesc, perfect din orice punct de vedere. Corect. Și ăla de la Craiova. Ăla, da. Da, ăla pentru mine... A fost maxim. A fost maxim ce cred eu că Petrolul la momentul ăla putea să ofere. Uh-huh. De la organizare. Mamă, și era și de la început. Personalitate. Eu n-am văzut, în în campionatul acesta, o echipă, minutul 90, să conducă în Giulești și să paseze, să facă ce vrea. Și în momentul ăla când ne uităm... Ai avea impresia la un dacă ea nu mai pot. Ei dădeau după noi și noi o pasam, o plimbam, o făceam ce voiam. Da, da, așa deci e. Eu n-am văzut nicio echipă în Giulești să facă treaba asta. În momentul ăla eu am spus că asta e echipa pe care mi-o doresc. Obiectivul de care spuneam, locurile 7-9, așa cum ne-ați tot spus pe parcursul acestui retur, să zicem, din iarnă, da, cum ar veni, că atunci s-a vorbit despre 7-9 ăsta, pare și acum, în momentul de față, destul de greu de atins. Cu toate că Petrolul, din 4 meciuri, mai are 2 acasă și 2 afară. Da. E adevărat că este greu de atins? Nu cred că am greșit, nu 4 meciuri, mai are destul de meciuri, de 8 meciuri. Da. E un obiectiv... Greu, totuși, na, fiecare și Clujul își dorește să... Asta am vrut să spun, vezi că mai ai măcar trei echipe, adică vezi că ai și Clujul, măcar vezi că ai și Hermannstadt, exact. Ce mai ai? Mai ai și UTA, nu? Și UTA. Care e peste tine acum. Da. Și după aia imediat că ești tu. Suntem noi, da. Greu. Bine, cum ne vorbeam de vreme că puteau fi 2 puncte de retură de baraj, așa sunt și 2 puncte pentru obiectiv, să spun așa, adică ar fi un meci. Nu ar fi chiar atât de greu, totuși e un meci, trebuie să recunoaștem. Da, dar joci la Cluj, joci la Sibiu. Foarte bine. Și ți-e place când joci afară? Nu neapărat, n-am preferințe. Îmi place să fie stadion frumos, teren bun. Lume multă. Lume multă. Adică ca la Arad, să zicem. Ca la Sibiu, mi-a plăcut puțin la Sibiu, că am fost așa puțin. A, te-a încărcat o leacă. Pozitiv, femeie, da. Un meci foarte, cum să spun, tacticizat, dar tacticizat în sus, așa, nu în jos, da. Adică să te bagi în poartă, să... Da. Nu știu, a recunoscut la un moment dat și președintele lor și Dani Coman, că rar a fost o echipă care să fie atât de strânsă și să nu poată fi desfăcută. Da, și sistemul. Avea asta, era o artă a lui Florin, ce să mai... Și sistemul pe care îl jucam era de așa natură, da. Bun, sistemul ăsta, te regăsești în el? În care? În cinci? În ăsta, cu cinci? Nu, eu, sincer să fiu, mie nu mă atrage atât de mult. Dacă aș fi antrenor, n-aș juca în cinci. Dar ce ai jucat tu?
4-4-2? Nu, 4-2-3-1 sau 4-3-3. Și în funcție de adversar, aș mai juca și îmi place așa puțin un 4-3-1-2. Și cine să fie ăla 1 ăla la 4-2-3-1? Găsim. Dacă o să fiu antrenor, o să aduc jucători pe... Nu îl știi? Acum la Petrolul e vreunul? Unul ăla? După viziunea mea, nu vreau neapărat să-mi dai nume, că știu că nu-mi dai. Adică... Viziunea, dacă vreți, vă dau. În viziunea mea, da. Cine e ăla? Gicu. Gicu, vârf? Vârf împins? Nu, nu. A spus ăla 1. 4-3-1-2. Ah. Ăla din spatele lor. Din spatele vârfurilor. Păi eu că tu te duci spre 4-3-3. Ce să mai, despre ce mai vorbim? Adică o echipă literalmente ofensivă. Da, îmi place de joc fotbal, nu? Păi tu ai cumva impresia că ăștia care nu mai vin la stadion, oamenii ăștia, spectatorii ăștia care nu mai vin la meciuri, ai cumva impresia că nu mai vin pentru altceva, ci decât pentru faptul că vor și ei ce există acum? Să vadă un Petrolul ofensiv? Și la meciul cu Steaua a fost Petrolul ofensiv? Bă, la meciul cu Steaua la 2-0 pentru Steaua, Petrolul a devenit brusc ofensiv. Într-adevăr, a fost ceva problemă, am spus, pentru că dacă stăm așa puțin să analizăm, e clar că în momentul în care am început să riscăm puțin, cred că asta ne-a lipsit puțin doza de risc. Pentru eu sunt nebunie aia de fond. Exact, asta ne-a lipsit, cred eu. O nebunie, o încredere peste măsură și o doză de risc. Cred că dacă aveam asta, altfel să ne vorbim acum, e clar că în momentul în care noi am fost conduși și nu avem nimic de pierdut, e clar că echipa se schimba și avem atâtea exemple în față. Corect. Decât de fiecare dată când am primit gol, echipa se transforma și jucam mult mai bine. Acum nu știu dacă noi ne transformam în ceva bun sau echipa adversă se retrăgea. Spun o întrebare cu final așteptat, ca să zic așa, dar trebuie neapărat să o pun. Ce crezi tu că îi lipsește Petrolului ca an de an să fie echipă de play-off? Vă referiți ca condiții sau ca orice? Nu știu, măi, frate, eu ți-am pus o întrebare. Eu nu mă refer la nimic. O bază de antrenament. Ai bază de antrenament? Stai așa între primele șase? Eu zic că, da. Eu zic că foarte mult nivelul echipei și fizic și calitativ scade din cauza terenurilor de antrenament. Pe care nu le aveți. Da. Pe care le redescoperiți ca într-un film de Kafka săptămânal pe plaiuri prahovene. Și nu numai prahovene, să ne înțelegem. Da. Am văzut că ați ajuns Cotropii și Ilfovul acum și... Acolo găsim teren bun, unde putem să ne desfășurăm activitatea, putem să... E ok, e drept, am ajuns să ne bucurăm la... A, tu te referi la teren drept. Drept, la teren drept. Da. Eu am crezut că zici că dacă e drept, ce vi se întâmplă? Băi, Vale, ce e asta, mă? Asta sunt condiții de română. Cum sar, mă, sare mingea aia, tu vrei să îl înveți pe ăla să dea execuția finală de la 20 de metri sau 25 de metri și să duce mingea în stânga și în dreapta, în contextul în care tu toată săptămâna așa te antrenezi. E vorba de viteza de joc pe care tu o faci în momentul și în care... Și care o dezvolți, sigur, și care nu poate fi dezvoltată. Dacă te antrenezi la un nivel, e clar că și jocul te joci la un nivel. Dar tu când stai, de exemplu... Primești mingea, mai întâi te focusezi să nu sară, să-ți iasă preluarea. După, a, abia după aia. Poți să ridici capul, te focusezi să dai pasul bun să nu sară. Păi pierzi 3 secunde. Dacă mingea vine, dai și pleacă și... E diferit. Cred eu, asta, din punctul meu de vedere, dacă aveam o bază de antrenament în care ne puteam desfășura antrenamentele la nivelul maxim al fiecăruia, cred eu că era mult mai bine. Haideți să vorbim, să fim sinceri, de ce în cantonament întotdeauna Petrolul e mult mai bine? Da, pentru că stărea în urle bune, de-aia. Dar întotdeauna adică a fost așa. Adică ai dreptate în ceea ce spui, sigur că da. Păi, spune-mi, atunci dă-și tu un răspuns, nu știu, un răspuns ca la 23 de ani așa, știi? Răspunsurile la 23 de ani câteodată pot fi extrem de sincere și tranșante. Are cineva ceva cu voi? Bă, deci nu se construiește... Bă, nu mai zic cantonament, că, cu toate că asta e moralitatea. Aici duce, către un cantonament. Da. Păi de ce nu se construiește un teren de fotbal în care să aveți? Pentru că nu se vrea să investească în sport, nu neapărat în Petrolul. De ce, mă, că edita mai echipa asta? Județul ăsta este imens. Alte sporturi din Prahova au condiții senaționale? A, deci o dăm fix pe Prahova. Dar nu neapărat Prahova, din România. Păi din România, da. Dar au mai fost. Mă uitam în Ardeal, acolo nu este... Nu e județ care să nu aibă mega la vârf. Da. Am văzut că v-ați antrenat pe lângă Arad. V-ați antrenat pe lângă Cluj? V-ați antrenat peste tot pe terenul care... Bă, bănuiesc că nu era primul teren. Bănuiesc că nu era nici al doilea. Era al treilea teren.
Și v-ați antrenat, mă, cum e trebuie. E clar că la capitolul ăsta avem foarte mult de suferit. Și mai avem, mai suferim mult, ca să știm. Adică faci 40 de ani pe terenurile astea, de la Arice și de la... Întrebați-i pe toate. E mai aproape. Spune-mi, te rog, uite, luni este 1 aprilie. O păcăliți pe Dinamo? Nu, eu nu doresc să păcălesc. Nu doresc să păcălim fotbalul. Ei, să nu să păcălești fotbalul. Da, ai înțeles ce am vrut să spun? Da, îmi doresc să o păcălim pe Dinamo. Adică să câștigați, da. Să-i bateți. Da. Știi că îi băgați chiar într-o adevărată groapă de potențial. Nu e problema, ce vă auce Dinamo acum. Problema e ce se întâmplă cu Petrol. Multe guri, dintre cele bune de data asta, nu rele, afirmă că meciul s-ar putea juca fără spectatori. Crezi că este un avantaj pentru voi? Că pentru ei clar e un dezavantaj. Ar putea fi un avantaj din prisma faptului că pentru ei e un dezavantaj și poate nu ajung la capacitate maximă. Dar pentru fotbal, pentru jucători, e foarte frumos să joci fotbalul cu spectatori, să fii apreciat, chiar dacă mergi într-o deplasare și ești mai mult înjurat, dar te simți, te încarcă pozitiv treaba asta când ești într-o deplasare și, și toată lumea te apostrofează. Deci e clar că e, clar e un avantaj pentru noi, dar fotbalul e frumos cu... Și după aia la o săptămână pe 6 vine Florin Pârvu cu voluntariul lui. Vine aici, va fi un meci, vă spun de acum, ca să nu ziceți că nu v-am spus, va fi cel mai greu meci pe care l-aveți, dintre toate astea care e normal, nu? Așa în coadă. Are o dorință de revanșă, e normal și eu aș fi avut-o în locul lui. Dar nu cred că e meciul nostru cu Florin Pârvu, e meciul între Petrol și Voluntari. Crezi că va fi primit bine pe Ilie Oana sau nu? Așa, după părerea ta. Eu zic că da, a făcut lucruri ok aici la Petrol, nu văd de ce lumea ar răbufni asupra lui. Nu cu foarte multă vreme în urmă era invizorul selecționerului Edi Iordănescu. Acum, parcă după ce am discutat pe tema asta, nu mai ai forma pe care o aveai acum. Spune-mi, te rog, este un postul ăsta de fundaș stânga, este dintotdeauna, nu dintotdeauna, de 20 de ani, postul nevralgic la echipa națională? De 20 de ani nu, îmi aduc aminte de Răzvan Raț și nu cred că... Cu 20 de ani? Nu. Acolo era, da. Răzvan Raț, Ștefan Răzvan Radu. Era postul lui, într-adevăr. Da, mai putea juca Ștefan Radu, că e clar că nu. De ceva timp încoace. Și ți se pare că... Nu ți se... N-ai vrea să exploatezi tu postul ăla? Îmi dorim suflet, dar... Eu parcă pe tine te-aș vedea acolo, nu știu. Sunt date variante, trebuie să recunoaștem că nu sunt doar eu, să zicem așa, o variantă. Sunt date variante și tinere. Și e un lucru îmbucurător. Tu când o să mai dai gol? Că am uitat, nu mi-ai spus. Am dat cu Bătușani anul trecut. Nu când, pe anul trecut. Am mai de an în an, ce faci? Cam așa a fost media, un an, un gol pe an. Urmărești de fiecare dată când faci centrările care vii la un moment dat și centrezi către... Probabil că sunt scheme făcute la antrenament sau ceva de genul ăsta. Urmărești să iei și poarta din centrarea aia? Nu, e o centrare, e o centrare. Când e un șut, e un șut. Adică, nu știu, eu așa văd. Câteodată ai mai dat goluri așa. Da. Luai poarta, să făcea anumite, ăla sau da, nu ajungea sunt și anumite, de... Dacă să mulțumim să ne gândim la golul marcat cu ăștia cu Craiova, a fost într-o lătură liberă în putut, pe care Papa a deviat-o. E clar că undeva îmi doresc să prinde și cadrul porții acolo, să fie cu dus întors. Dacă nu atinge nimeni, poate merge în poartă. Hai, da. Mi-aduc aminte de un gol, dar nu așa dat cu contra Iașului în cupă. În cupă, da. Da. Faceți la antrenamente genul ăsta de... Și da. Îți ies? Da, yes. Îți ieși mai multe ca în meci? E normal, nu? În meci ai două, la antrenament faci 15. N-ai tu două. Ai cum uite că bazi la lovituri, nu mai punem, nu mai țin și cornerele. Da. Ai lovituri grămadă. Corect. Ai putea să ai pase de gol o grămadă. Corect. Poate ne ajungi și pe noi să mai trăim bucuria aia. În primul rând, bucuria să mă ajut pe mine, nu? Pe tine. Și după. Păi bucuria ta e și bucuria noastră, zic și eu. Cu siguranță. Ultima întrebare a ediției, pentru cât timp a alocat emisiunii tinde să se termine în foarte scurtă vreme. Ce crezi că se va întâmpla la Euro cu echipa națională? Eu zic că vom fi o figură frumoasă. Adică? Ce ai că să ieși în grupe? Da, eu asta sper și asta cred. Puțin timp cât am fost acolo, am văzut grupul pe care Mr. Eddie l-a format și a reușit să facă așa o familie
în toate adevăratul sens al cuvântului, cu vibe bun, cu plăcere de a te antrena, de a juca, de a fi împreună, de asta cred eu că e spiritul echipei naționale, totul o plăcere pe lângă responsabilitate uriașă. Face o greșeală pe undeva, zic el? El, ca și antrenor, greșește pe undeva? Nu, mie mi-a plăcut foarte. Se apără prea mult? Trebuie să te și aperi. Fotbalul are două faze, atac și apărare. Din punctul meu de vedere trebuie să ataci cu toți, să te aperi cu toți. Pentru asta îți trebuie aer. Nu cred că e vorba de aer. Dar ce? Sunt jucători, cum? Sunt jucători foarte importanți care joacă în campionate puternice, care nu cred că se pune problema să nu fie bine pregătiți fizic. Da. În vârf de trecut și vine din Premier League. Hai mă lăsați acum, a jucat aproape 30 de minute și acum mai e că e în Premier League. Are 21 de ani, e în Premier League. Dar domne, a demonstrat de unde vine. Așteaptă o șansă, e normal, nu? Fără discuție, cred, da. Mi-ai dat un exemplu, mai dai două să-mi dai? Răzvan Marin. Ok. Hai, și-mi zici și Denis Man. Hai, și gata. S-a închis lumina. Marius Marin. 4. Să joacă în 11. Hai, mai zi. Stanciu. E în regres. Și e în regres, dar joacă contra Ronaldo, la toți băieții pe acolo prin Arabi. După cum observați, stimați telespectatorii, este o plăcere să vorbești cu Vali, pentru că Vali are răspuns la întrebările care îi sunt adresate, știe să pareze, știe să contraatace, acolo pe flancul stâng poate să-l ducă și vedeți că la un moment dat când Petrolul a jucat așa cum spune el că nu prea îi place, el are o arătură de-aia a lui și el cam se duce și la atac, el vine și la apărare. Haideți să ne gândim că totuși pe 90 de minute are un pic de aer. Are un pic de aer și îl dozează totuși din punctul meu de vedere destul de bine. Este logic, rețineți, este logic pentru acei dintre dumneavoastră care urmăriți și campionatele străine și să vedeți fotbaliști de sute de mii și sute de mii de euro lunar că joacă și la un moment dat, că e de la Liverpool, că e de la Dortmund sau că e de la Bayern München, unul dintre ei sau doi sau poate toți patru din apărare greșesc o dată sau de două ori pe meci. Și de multe ori greșesc decisiv. Pentru că aceasta este esența fotbalului. Dacă nu s-ar greși, firește că clar s-ar termina 4-4, cum îmi place mie să termine un meci de fotbal. Dar în realitate, iată că mergem iară la vorba lor, mai bine 1-0, ne apărăm bine, scăpăm o dată și câștigăm cu 1-0. Mulțumesc frumos, Vali, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimații telespectatori, și vedem ce mai fi săptămâna viitoare. La revedere!